A fost săptămână grea sau mai ușoară cea dinaintea meciului cu Timișoara, având în vedere că acum scorul este egal? A fost o săptămână normală, am muncit foarte tare pentru meciul ce urmează, pentru că în primul rând vreau să ne luăm revanșa, pentru că am pierdut primul meci acasă și încercăm să facem la antrenamente tot ce ne stă în putință pentru a ieși totul perfect. Ambele meciuri au fost pe muche de cuțit, s-a trăit intens până în final, până în ultimele secunde. Crezi că acum va fi la fel, mai ales că este meciul decisiv? Cu siguranță va fi la fel ca în celelalte două meciuri, însă noi trebuie să ne concentrăm un pic mai mult pe finalul de joc, încât să nu mai avem probleme ca și până acum. Ați luat în calcul iarăși posibilitatea prelungirilor, cum a fost în primul meci pe teren propriu? Noi nu ne dorim, o posibilitate este cu siguranță, dar sperăm să terminăm învingători în timpul regulamentar. În vestiar se vorbește despre altceva în afară de titlu? Semifinale și titlu? Nu, absolut deloc, doar la acest lucru ne gândim. Ne dorim să aducem primul titlu de campioană pentru handbal masculin la CSM și doar asta este în mintea noastră.